Salutare! Boeing testează capsula Starliner, care alături de SpaceX sunt inițiative private de a duce oamenii în spațiu. O rachetă are nevoie de o viteză de 7900 de metri pe secundă pentru a depăși gravitația Pământului și a intra într-o orbită în jurul Pământului. Ca să iasă din acea orbită, are nevoie să atingă 11,2 km pe secundă, iar ca să reintre în atmosfera Pământului, 7800 de metri pe secundă. E nevoie de senzori foarte precis și de un calculator care să dozeze imensa puterea motoarelor. Poate nu știți, dar în interiorul motorului mașinii sunt la fel foarte mulți senzori și prin intermediul Onboard Diagnostics, OBD, interfața pe care o găsim în general la mașinile produse după 95, dar mai sigur după 2000, putem să citim acești senzori. Noi am testat un head-up display, HUD, de 5.5 de la Well, care poate citi câțiva senzori și care să ne afișeze. După cum vedem, avem distanța, temperatura motorului, ora, rotații pe minut, consumul, încărcarea bateriei și timpul de condus, toate în același timp cu viteza. Noi l-am testat într-o zi înorată și am văzut afișajul foarte bine, dar dacă soarele bate exact pe afișaj, s-ar putea să aveți probleme. În cutie găsești și un suport aderent pe care să pui display-ul. Deci, după ce l-am testat, mi s-a părut un gadget interesant, o alternativă pentru mult mai ieftinele cititoare OBD conectate prin Bluetooth. Asta dacă ai nevoie să afli mai multe informații de la mașina ta. Mai multe informații despre acest display găsiți în linkul de mai jos.